Cutremurul de 5,8 grade pe scara Richter din weekend a pus pe jar populația României. Zeci de comentarii critice au apărut la adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru faptul că sistemul RoAlert nu a trimis un mesaj de avertizare înainte de cutremur. Sunteți inutili? S-a întrebat un internaut, iar un altul a spus Și de ce ați investit atâția bani? Trimitem porumbelul mesager după cutremur. Inspectoratul pentru Situații de Urgență le-a răspuns celor nemulțumiți. În cazul seismelor, sistemul RoAlert nu va difuza notificări care anterior declanșării acestora. Ulterior, producerii cu tremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației cu măsuri de protecție adecvate, de exemplu, puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență. Au postat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pe pagina de Facebook a instituției. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat în luna septembrie și de ce nu trimite ro-alert mesaje de avertizare înainte de producerea cu tremurelor. Dacă vorbim de cutremur, nu vom da alerte înainte de cutremur pentru a nu induce panica, pentru că știm că nu avem pregătirea necesară la nivelul populației ca să reacționeze cu calm, plus că nu știm cât câștigă. Riscul să dai un mesaj cu 20 de secunde înainte cuiva care se află la etajul 10 este mare ca să-l prinde pe scara blocului, a declarat atunci Raed Arafat. Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 3.38 în zona seismică Vrancea la județul Buzău cu tremurul a avut loc la o adâncime foarte mare de 151 de kilometri și s-a resimțit în mai multe orașe, inclusiv în capitală.